Incidentul s-a produs dimineață când microbuzul cu 14 elevi se îndrepta spre școală. La un moment dat, într-o curbă, i-a apărut în față un autoturism care intrase pe contrasens. Impactul a fost devastator. Șoferul microbuzului și secretara școlii care se afla pe bancheta din față au fost proiectați prin geam. Mai mulți copii au fost răniți. S-au lovit frontal un Volkswagen, zice că e și cu un microbuz cu copii. Am fost sesizați despre producerea unui accident deosebit de grav. În urma efectuării cercetării la fața locului, rezultă suspiciunea rezonabilă că acest accident s-a produs pe fondul neadaptării vitezei pe un sector de drum în curbe. A intrat în microbusul școlii cu copii. La locul accidentului au sosit mai multe ambulanțe. Din păcate, pentru tânărul șofer care a provocat accidentul, nu s-a mai putut face nimic. Nu știu cum o să treacă, cum o să suporte, e singurul copil. Cred că a intrat în depășire, nu știu. Tot timpul îi spuneam să aibă grijă cum conduce. Elevii au primit îngrijiri medicale, iar 8 dintre ei care au suferit răni multiple au fost transportați la spital. În urma accidentului au fost 17 persoane implicate, din care răniți au fost 8 copii care au fost transportați cu autospecială de victime multiple la spitalul de copii. Doi adulți, dar regiunile nu pun probleme deosebite. Șoferul decedat ar fi împlinit 19 ani de Crăciun.